Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre congruența triunghiurilor dreptunghice. Matematică clasa a 6. Observație. Două triunghiuri se numesc congruente dacă ele coincid prin suprapunere. Două triunghiuri care au perechi de laturi, respectiv de unghiuri congruente, se numesc triunghiuri congruente. Reținem următoarele. Plecând de la faptul că un triunghi dreptunghic are un unghi cu măsura egală cu 90 de grade, cazurile clasice de congruență pentru triunghiuri oarecare pot fi simplificate și cristalizate în următoarele situații de congruență pentru triunghiuri dreptunghice. Într-o ordine aleatoare, am reprezentat cazurile CC, catetă, catetă, corespondent cazului latură, unghi, latură, CU, catetă, unghi, corespunzător cazului unghi, latură, unghi, IU, respectiv corespondentul cazului unghi, latură, unghi, fiind ipotenuză, unghi, și IC, ipotenuză, catetă, corespondent cazului latură, latură, latură sau latură, unghi, latură. Să detaliem acum situațiile prezentate anterior. 1. Cazul CC, catetă, catetă, corespondent cazului latură, unghi, latură. În imagine am reprezentat două triunghiuri, APCMNP, dreptunghice, primul cu vârful drept A mare, cel de-al doilea având vârful M cu măsura de 90 de grade, astfel încât AB congruent cu MN, cu roșu, cele două catete, respectiv AC congruent cu MP, cu verde reprezentate în imagine. În această situație rezultă congruența dintre triunghiul ABC și MNP, conform cazului catetă-catetă. 2. Cazul catetă-unghi sau unghi-latură-unghi. În figura alăturată cunoaștem că unghiul C este congruent cu unghiul P, latura AC este congruentă cu latura MP, evident, unghiul A congruent cu unghiul M, având măsura egală cu 90 de grade. De aici rezultă că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul MNP, conform cazului de congruență catetă-unghi pentru triunghiuri dreptunghice. 3. Cazul ipotenuză-unghi, corespondent cazului unghi, latură unghi, ULU. În figura din dreapta, sus, avem reprezentate triunghiurile ABC, respectiv MNP, triunghiuri dreptunghice, având unghiul A congruent cu unghiul M de măsură egală cu 90 de grade și BC latură congruentă cu NP latură, respectiv unghiul C congruent cu unghiul P. În figură acest lucru se observă. Cu negru am colorat latura NP, respectiv BC din cele două triunghiuri. Aceste două laturi sunt congruente. Apoi, la fel, unghiul C congruent cu unghiul N și pe imagine se vede acest lucru. În acest context, conform cazului de congruență ipotenuză, unghi pentru triunghiuri dreptunghice, triunghiul ABC devine congruent cu triunghiul MNP. 4. Cazul ipotenuză catetă,
corespondent cazului latură, latură, latură sau latură, unghi, latură. În imagine avem triunghiurile dreptunghice ABC în A, MNP în M, pentru care cunoaștem AP congruent cu MN, respectiv BC congruent cu NP. Așa cum se observă și pe figură, de unde rezultă congruența dintre triunghiul ABC și triunghiul MNP, conform cazului de congruență ipotenuză catetă pentru triunghiuri dreptunghice. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o altă întâlnire în mediul online. La revedere!